A devenit deja tradiție ca în luna mai prahovenii să participe la programul Noaptea Muzeelor. În Ploiești, toate secțiile muzeale vor permite intrarea publicului gratuit începând cu ora 19 până aproape de miezul nopții. La Muzeul de Artă Ion Ionescu Quintus, publicul este așteptat cu o expoziție aparținând laureaților fazei naționale a Olimpiadei la Arte Plastice, care a avut loc la Liceul de Artă Carmen Silva din Ploiești și care surprinde teme caragialiene. Dar surprizele pregătite pentru iubitorii de artă care vor să petreacă o noapte la muzeu nu se opresc aici. La ora 21 va avea loc recitalul laureaților Olimpiadei fazei naționale de muzică, găzduită de asemenea anul acesta tot de Liceul Carmen Silva, și seara va continua cu un spectacol de teatru la ora 22. Se va încheia cu o altă piesă de teatru la ora 24, o piesă de teatru susținută de actorii ai teatrului Echinox. La nivel național, 40 de instituții își deschid larg porțile vizitatorilor toată noaptea, cu expoziții și evenimente speciale.